la tomate, în primul rând, atât cele timpurii cu creștere nedeterminată, cât și cele de câmp. La ceapă, stocul este aproape epuizat, se cer cantități importante. Este o problemă delicată. În fiecare an ne confruntăm cu această situație. Unitățile de cercetare producătoare și de semințe, pentru că și producerea de semințe este de asemenea un domeniu de cercetare în agricultura românească, sunt puține, au rămas din ce în ce mai puține și cu tot felul de probleme, să spunem, la nivelul suprafețelor pe care le cultivă sau care pot fi cultivate. În aceste condiții și știind că toate aceste unități pot produce, să spunem, un 15% din cererea de sămânță de pe piață, deci cam 15% din semințe sunt semințe românești în țara noastră, sunt apreciate soiurile, însă capacitatea de producție este limitată de suprafețe, de personal, iată, pentru că este nevoie de mulți oameni care să îngrijească atâtea specii legumicole,